Salut! Am ceva de zis. Ca de obicei, o contescriptum. Apare o reclamă simpatică cu un individ care își șterge un perete cu o pisică. Reclamă pentru vopseaua de perete. Mă mir că Cristina Țopescu n-a văzut reclama asta, că ea iubește animăluțele. Că ar fi luat poziție fermă, i-au scum să ștergi peretele cu pisică. O treabă care nu știam. Domnitorul Vlad Țepeș se spune, îndată ce a urcat pe tron, a poruncit să adune toți hoții și cercetorii. I-a închis într-o casă, i-a ospătat, apoi l-a dat foc. Dacă s-ar proceda azi, cred că s-ar guzi câteva județe. Cealaltă, Arsenie Boca, se spune, nu vă rugați pentru moartea lui Ceaușescu, cei care vor veni după el vor fi mai răi. Nu-l contrazic. Ai dreptate. Bun, și trec la body. Subiectul ăsta, comuniștii, m-au preocupat de mult. Și în special, am o mare nelămurire. Cum dracu a apărut comunismul la noi în țară? Se spune, comuniștii au venit pe tancurile sovietice. Că până atunci, tot poporul român, țăranii, erau cu minți, cu frica lui Dumnezeu, credincioși și cu fotografia regelui pe un optieră. Dar n-aș fi mișcat un deget. Erau mulțumiți. Ei, dar au venit comuniștii pe tancuri și o întoarcere la 180 de grade. Dar care comuniști? Vedeți link-ul Iosif Rangheț? Și-l cred. Tovarăș, la 23 august 44, partidul nostru în București avea 80 de membri. Nu mai mult, nu mai puțin. Și în toată țara, partidul nostru a avut mai puțin de 1000 de membri de partid. Păi cum mama dracului 1000 de oameni fac ca 19 milioane să facă stânga împrejur, să treacă de la capitalism direct la comunism? Au venit pe tancuri? Nu. A fost un număr nesemnificativ. Ce cred? Că pe vremea aia nu funcționa bine nici Twitter, nici Messenger, nici YouTube. A fost suficient să se audă. Și atunci tot poporul ăsta, harnic și muncitor, de țărani, cu frica lui Dumnezeu, cu fotografia lui Mihai pe noptieră, a zis, e de noi. Și-au rezolvat-o ei direct. N-a fost nevoie de comuniști. Aveau ei în cap. Și cum vedeau rezolvarea? Păi citi cartea Răscoală, nu? Ce-a făcut Marina la primul lucru după ce a ajuns la putere? S-a urcat pe fata moșierului. Păi ce-i aici? A avut nevoie să-i explice cineva lui Marina la sau Ion, parcă. Cum să procedeze? Nu, instinctiv. Așa a fost și aici. Instinctiv au rezolvat treaba. N-a avut nevoie de nimeni să le explice. N-au trebuit să-i indoctrineze, n-ai trebuit să le facă cursuri, să le dea diplomă. Ei știau de mamă. Ca să ajungă și vorba uneia. Acum noi suntem la butoane. Ce-au făcut, ce-au făcut. Că se poate? Păi se poate. Deci nu comuniștii sunt de vină, ci chiar în esență poporul român. În memoriile care au apărut a celor care au fost în
închisori, lagăre, predomină bestialitatea cu care toți cei care nu erau membri de partid, de ropasnici, se comportau. S-a dat un singur caz când un pasnic de ăsta a rămas om. În rest, toți s-au comportat ca niște bestii. Erau membri de partid? Nu. Erau niște oameni harnici și muncitori cu frica lui Dumnezeu și cu fotografia lui Mihai pe noptieră, care a zis, acum noi suntem la butoane. Și eu sunt șef peste unic, mai licențiat ca mine? Păi să le dau eu. E de antologie asta, când a fost întrebat unul, ce ești tu, doctor primar? Și a sărit la muștarul, să ești doctor, să ești primar. A fost nevoie să instruiască cineva? Nu, știu de mamă. Deci degeaba se aruncă vina acum pe comuniști, care în 89 au dispărut cu tancurile. Potențial, a rămas la fel de performanță în direcția asta. Ați uitat cumva de minierii de 90? I-a îndoctrinat cineva câteva luni contra bucureștenilor cu ochelari și cu blugi? Nu. A fost suficient să-și bage degetele în gură unul să fluire. Hai, luați-vă sculele. Și-au luat cozile la Târnăcop și-au bătut. Cei din Valea Jiului erau ceva deosebit? Nu. Ați uitat chiar cei din București? Noi muncim, nu gândim. Erau muncitorii din detașamentul de avangard la clase muncitoare, care și-au manifestat solidaritatea. Și vorba lui Inescu, care le-a mulțumit pentru un alt spirit civic. De ce astea sunt comuniști? Sunt în noi. Foarte nașpa. Alte exemple? Am povestit, că mi-am fost scos în viața sportivă 5 ani. De către cine? De către comuniști. Concret, cine erau comuniști? Păi antrenorii și membrii federației care făceau parte din organizația de bază PCR. Ăștia au decis. Deci colegii lui taica meu ați decis ca să scoată din viața sportivă. De ce? Păi nu puteau trece de hodorogul ăla de taică meu din punct de vedere profesional. Și atunci au rezolvat-o. Simplu, nu? I-a îndoctrinat cineva. Erau convinși că taică meu este un pericol pentru handbalul românesc? Nu! Taică meu era un pericol pentru ei. Și au reacționat. În umbra comuniștilor. Și la un moment dat am fost criticat la o ședință PCR. M-a făcut varză. În calitate de șef, de lector. La mica disciplină, transmisiune. Care avea 15 ore. Erau cursuri care erau 250 de ore, 200 de ore. Nimeni n-a pomenit pe linie de învățământ de probleme la aceste cursuri. Toată lumea a combătut tare de cursul ăsta de 15 ore. Ca o paranteză, nici dracu n-a călcat pe acolo, nici nu știa unde e sala mea. Dar s-a combătut. Și comitetul de partid mi-a sărit moștar. Fără să le cer, de câte ori mă întâlneam cu cât un membru din comitetul de partid, pe la să delimita. Băi, știu ce ai pățit, dar să știi că eu n-am votat pentru, dar comitetul. S-a repetat figura asta de 13 ori. Și 13 ieși și era un comitet. Deci în fiecare în parte avea o părere foarte bună despre mine, dar în comitet, nu știu cum, a ieșit altfel. Tot apropo de reacții de genul ăsta, am mai povestit-o și asta. După ce ne-am refugiat la Brașov, că am fugit de la țară, ăsta e termenul, că
urma să fie taică m-a arestat. Mi-a schimbat numele aici. În Popescu, care era de bază, a devenit Colibaș de bază. Și cum pe vremea nu se tău bine ăștia cu informatizarea, nu l-au mai căutat pe Colibaș. He! Destul de neplăcut pentru noi în situația asta. Dar a ajuns totuși la Brașov, ulterior, o chemare a lui maică-mea în judecată, că nu și-a plătit dările la stat. Trecuse ani, predaserea de bune voie și nesiris de nimeni în pământul la CAP. Și s-a descoperit că maică-mea nu-și plătise dările la stat. A căutat în acte și a găsit că în anul respectiv încheiase un contract cu mai mulți țărani care se ia în parte pentru cultivat, recoltat, anumite bucăți din pământul lui maică-mea, peticuța ăla de 48 de hectare. Deci o parte se ocupa taică-mea de fapt de el, iar de restul niște țărani. Când după recoltă, taică-mea a plătit dările la stat și a zis gata. Prin contract, țăranii trebuiau ca să își oprească o parte, să-i dea lui maică-mea niște bani, altă parte, și să plătească dările la stat. Dar nu le-au mai dat. Și a prezentat maică-mea actele astea. Ce s-a întâmplat? Maică-mea a fost obligată să plătească dările la stat, în numele țăranilor. Cine a decis asta? Niște judecători. În 40 și nu știu cât s-a întâmplat treaba asta, încă n-a apărut să răși judecători comuniști. Toți judecătorii erau scoliți înainte de 44. Dar s-au cărmit. Deci e ceva nou acum cum se comportă judecătorii? Nu. Dacă o paranteză, am fost extrem de mândru când am reușit să intru în PCR. Că am intrat greu al dracului. Din cauza lui maica mea, care mâine grise dosarul, am fost făcut printre ultimii pionieri, printre ultimii utechiști și printre ultimii comuniști. Merită povestit asta, cum am ajuns eu membru PCR. Sau o știu asta de la unul Duială, secretarul comitetului de partid, care ăla mi-a povestit. Că au fost adunați tot politrucii din comandamentul apărării anterioare a teritoriului. Și printre altele s-a discutat și despre asta. Care ofițeri nu sunt membrii PCR? Că erau puțini care nu erau. Și am fost singurul caz. Eram cel mai bătrân locotenent major din CAT, care nu era membru PCR. Și l-a întrebat pe Duduial ăsta. E chiar așa cretin că nu poți să-l faci membru PCR? Și atunci Duduial a zis, zice, domnule, ești singurul care are foarte bine la notare în ultimii 2 ani. Și atunci de ce dracu nu-l face? Păi are un dosar. Și a venit Duduială, mi-a zis chestia asta, zice, fă cerere. Și am făcut cerere, în care am spus că doresc extremat să intru în rândul membrilor PCR. Că mă săturasem cât comandant de pluton am fost. Colegii mei care erau membrii PCR stăteau un an, doi comandant de pluton, am stat 7. Plus, toate sarcinile în unitate începeau cu mine, se terminau cu mine. Colegii mei au mers odată, cel mult de 2 ori la muncă agricolă. Eu eram abonat permanent. De ce? Dosarul. Ei, și-am spus că aș dori, însă, din păcate, mi-asum cu ce mi-a lăsat zestre maică-mea. Și n-am ce face, îmi dau seama că nu sunt demn ca să ajung membru PCR. Și această cerere a mea a ajuns până la Comitetul Central, Secția Militară, și a venit de acolo derogare ca să fiu făcut membru PCR. Am fost făcut greu. Am avut o pilă albă, că mă căsătorisem cu o fată care avea origine socială beton. Și m-am scos.
Le-am pierdut nu știu câți ani de viață din cauza asta. Și profesional am fost frânat enorm de mult. Dar asta e. Deci dacă discutăm despre comuniști, nu trebuie aruncat vina pe comuniști. Nativ, enorm de mult, în interior, sunt comuniști. Și la ora actuală. Au trecut mai 25 de ani de capitalism. Încă n-au priceput. Fiindcă la ora actuală încă sunt foarte mulți care neamul lor a avut o apartenență socială abia în comunism. Că până atunci erau talpățări. Social nu erau nimeni. Că sunt în situația asta? Păi după ultimul inventar, 80% din populație nu avea niciun fel de proprietate. Nu avea o treabă cu proprietatea privată. Că nu aveau nimic. Atât aveau. Bicepi, tricepi. Forțe de brațe de muncă. Deci ăștia acum, chiar dacă sunt colegi cu mine pe scară, la fel de proprietar ca mine, mental încă sunt comunist. Observați că am un lupt, un război care a început acum 11 ani. Am fost furat de 8 proprietari de bine, care au zis, domne, ce-ar fi să plătești tu cotă parte din întreținerea noastră? Le-a ținut de 6 președintele asociației, le-a ținut de 6 administratorul asociației, le-a ținut de 6 cenzorul, le-a ținut de 6 câtva timp, inclusiv servicii relației asociației de proprietari. De ce? Păi comunism mental. Că aveau nevoie să fie sprijinit, de acord, și atunci de ce nu-i sprijin eu? Și care-i problema? Nu dați vina pe comuniști. Comunismul e noi. Asta nu se schimbă. Nu mai știu care, Marx sau Engels, a spus un lucru extrem de real. O revoluție socială se face într-o noapte. Una culturală durează generații. Și-a trecut abia 35 de ani. Ce pretenții poți avea? Îi vedeți pe ăștia care apar pe sticlă aici? Ei habar n-au de articolul 208 din codul penal. Furt. Nu știu ce e. Băsescu, președintele țării, a avut grețuri ca să ia telefonul unei reportere? Nu. Pe cum se cheamă asta? Furt. Prim-ministrul țării, unul Boc, a avut grețuri ca să ia microfonul unui reporter? Cum se cheamă? Furt. Ce e furt? E al nostru? Gata. Acum chinui să fac un răspuns către primăria Brașov, bineînțeles. S-a înțeles ceva? Are rost să spun treburile astea? Mai ales că deranjează al dracului. Foarte mulți când se uită în oglinda, zice, mă, când se lipește de ce zice chelul ăsta, de ce sunt eu. De unde apare problema? Îmi aparține citatul. Toți suntem absolvenții unui curs universitar de lungă durată, 7 ani, făcut în regim preșcolar. Dar diferă foarte mult programa analitică a lectorilor care au predat la fiecare în parte. Într-un fel s-a comportat lectorul, mama lui Becali, care a predat niște lucruri extrem de utile despre vacă, despre oaie, Dar chestiile astea civice, păi unde dracu să le știe mama lui Becali? Asta e marea problemă. Și ăsta dacă nu le știi de mamă, ce e articolul 208? Care e problema? Aici, care e problema?
Am mai dat exemplul ăsta. Mergeam în vizită la București, la Neamuri, la Cireașa Sadoveanu. În Tutești. Și ieșeam pe stradă să mă joc. Și veneam cu tot felul de idei crețe de acolo. Și spuneam, hai să facem cu tare lucru. Și nu o să uit, pe tanțul audea care se uita la mine, cu o privire nu pot să o copiez. Dane, așa ceva nu se face. Lașta care apar pe sticlă, le-a spus cineva, așa ceva nu se face? Nu. Și atunci, fac. Care-i problema? Toate bune! Țineți-mi pumne ca să concep frumos răspunsul. Ne mai întâlnim. Sper.